petreceți cu mine și în hora mare jucați fiecare. Hai noroc și bine, petreceți cu mine și în hora mare jucați fiecare. Vinul de pietroasele alungă dorurile, la mulți ani paharul sus mai trage din arcuș. Prieteni și un vin cu mai lăutarul e bătrân, știe ce vrea inima, hai noroc și-o-n bea! Tare că focul e mare, inimioara-n frige cântă și-mi stinge. Zi mai nouă tare că focul e mare, inimioara-n frige cântă și-mi stinge. Vinul de pietroasele alungă dorurile, la mulți ani paharul sus mai trage din arcuș. Prieteni și un vin cu mai lăutarul e bătrân, știe ce vrea inima, hai noroc și-o-n bea! Crâșmăriță vine cu carafa plină, la prieten toarnă vinul rece-n cană. Adă vin la masă, chef mare se lasă, nu-mi duce acasă zorii când se varsă. Vinul de pietroasele alungă dorurile, la mulți ani paharul sus mai trage din arcuș. Cu prieten și un vin bun mai lăutarul e bătrân, știe ce vrea inima, hai norocul toș-o-n bea, mă! Uliță înfundată stă o măicuță la poartă. E pustie ulicioara dimineață până seara. La vecini sunt porți legate, ușile sunt culăcate. Doar un ochi de geam lipește, la el pătrâna privește. Satul pustit de lume, păzit de mame bătrâne, spune-mi, Doamne, cui rămâne? Când pe drum n-o mai fi urme, când v-au crescut și ele, și nepoașii nepoțele, s-au dus norocul să-și cade, pe ulițe vântul bate. Cu pasărar șovăitoare care apă într-o căldare, o pune pe o băncuță și bea-n ce cu o cănuță. Nu a mâncat de trei zile, nici azi un copil nu vine. Un om de la primărie i-aduce lapte și pâine. Satul pustit de lume, păzit de mame bătrâne, spune-mi, Doamne, cui rămâne? Când pe drum n-o mai fi urme, când v-au crescut și ele, și nepoașii nepoțele, s-au dus norocul să-și cade, pe ulițe vântul bate. Copii plecați în lume, ce aveți, mame bătrâne?
să nu le lăsați uitate, cu dor și singurătate. Nu-i pe lumea asta întreagă ca mama alta mai dragă. Veniți cât aveți la cine și spuneți vorbe bune. Satul pustii de lume, păzit de mame bătrâne, spune-mi, Doamne, cui rămâne? Când pe drum n-o mai fi urme, când v-au crescut și ele, și nepoașii nepoțele, s-au dus norocul să-și cade, pe ulițe vântul bate. Satul pustii de lume, păzit de mame bătrâne, spune-mi, Doamne, cui rămâne? Când pe drum n-o mai fi urme, când v-au crescut și ele, și nepoașii nepoțele, s-au dus norocul să-și cade, pe ulițe vântul bate. Dragi prieteni, Nicolae Datcu în direct în studioul Argeș TV pentru dumneavoastră. Avem și telefon, însă vreau să spun, Nicu, acest cântec, Satul pustii de lume, este practic rupt din realitate, pentru că sunt foarte multe sate în România unde reflectă realitatea satului românesc de astăzi. Așa este. Din păcate așa se întâmplă, satele sunt pustiite, case părăsite, copiii plecați în străinătate. Chiar acum, weekendul trecut, m-am întors din Sicilia, unde am avut un spectacol la românii de acolo, împreună cu doamna Elena Merișoreanu, cu Ilie Caraș. Au venit 3.000 de români cu dor și cu dragoste de țară și de cei lăsați aici. Nu i-au uitat niciodată. Da. Și ne-am bucurat că s-au simțit bine, s-au simțit românește acolo pe meleaguri străine. Avem un telefon de la Oradea, da. Să vedem cine ne-a sunat. Alo? Alo? Da. Bună seara, domnișoara Ioana, bună seara, domnule Nicolae Datcu. Bună seara! Din Oradea. Oh, tu mai din Oradea. Bună seara, domnule Marioara. Toată stima și respectul pentru dumneavoastră și emisiunile de realizate. Niciodată n-am avut ocazia să intru în direct cu domnul Nicolae Datcu. Dar în această seară, în orice de partea mea. Aveți în această seară, doamnă, și mă bucur că stau de vorbă cu dumneavoastră. Și eu mă bucur, domnule Nicolae, vă felicit pentru vocea caldă, plăcută și pentru tot repertoriul dumneavoastră. Mulțumesc. Vă admir de totdeauna vocea. Îmi place mult modul în care e imitat și interprete de câte copla. Mai fac eu... Sigur, mai fac eu șușanele, așa, nu știu dacă o să mă lase, poate mai târziu mă lasă doamna Ioana un pic, ca să zic că e o emisiune mai serioasă, mai decent, așa, și nu trebuie să fim așa, mai... Rămâneți până la final, domnule Mărinte. Ascultătorilor le-ar face plăcere. Da, sigur, cu drag, cu drag pentru dumneavoastră. Da. Vă doresc sănătate, mulțumesc. Și de săptămâni cât mai agreabil. Ne vedeți la Oradea sau locuiți aici în Pitești? Nu, Oradea locuiesc. Ne urmărește pe internet. Ah, pe internet. Da. Ce frumos. Sigur, așa trebuie. Da. Mulțumim foarte mult, doamna Marioara. Mulțumim pentru telefon. Și urmăriți-ne până la final, că poate cine știe. Da. Câștigați un premiu. Da, doamna Marioara, vă mulțumim frumos. Doamna Marioara Cartoș este un om care iubește folclorul românesc și sună la foarte multe emisiuni, de mult timp. De mult timp. Da. Doamna, ne bucurăm foarte mult că iubiți cântecul popular. Sunteți o adevărată româncă. Eu pot să vă spun decât atât. Să aveți viață lungă și în rest nu mai vă trebuie nimic. Ce ne spui despre ansamblul Ciocârlia? Unde tu activezi din ce an? Pentru început am fost militar în termen. Am fost recrutat ca militar în termen la ansamblul artistic Ciocârlia al Ministerului Afacerilor Interne din București, unde mi-a satisfăcut stagiul militar. Eu am prins și vremea când se făcea armata. Asta da, și în timpul armatei ai venit aici în Pitești. Am venit în timpul armatei, da. La radio realizată de regretatul Aurelian Preda. Da, atunci l-am cunoscut și pe Aurelian Preda, în perioada aia când făceam armata prima dată. Și am venit și la emisiuni de radio și de televizor și atunci l-am cunoscut și pe dumneavoastră. Și pe mine și mi se pare că atunci aveai doar 6 piese. Da, imprimate, așa. Imprimate în radio. La început, primele mele piese imprimate la radio, care și-a
pentru aceste 6 piese, am tras o lună de zile până am prins un studio să imprim acolo. Am stat în fiecare zi la intrare la radio, că nu-mi venea rândul odată și mie. Și în sfârșit mi-a venit rândul. Și tu stăteai acolo cu minte, poate cu doar... Cu minte, poate mă vede cineva și mă bagă și pe mine la radio acolo, că vreau și eu să cânt la radio, că așa era atunci. Cine cânta la radio, intra și la televiziune. Cine nu cânta la radio, nu intra la televiziune. Așa era, da, așa era cursul atunci. Da. Da. Bun, deci ai satisfăcut stagiul militar acolo, ai cântat artistic, în timpul armatei, te-au luat la ochi, ca să zic așa. Aveam o prietenă foarte bună, care era... Ea e prietenă, mi-aduc aminte atunci, Paula, prietena mea, cu Valeria Arnăutu. Da. Noi formam un grup atunci, pentru început, Aurelian, Valeria, Cora, eram mai mulți care așa. Și zic, mi-a venit ordin să plec în armată. Ce, am o prietenă, zice, te duc la ea care te ajută să faci armata la ansamblu Ciocărlia. Da, și zic, Doamne, cum, dar ce, să faci armata la... Da, se face armata la ansamblu Ciocărlia. Doamne, în sfârșit am scăpat de ceva. Și m-a dus la buna mea prietenă, am rămas prieten de familie cu Paula Postoi, o salut, are casa aici la, aproape la Ciomăgești. Ține de Argeș? Nu. Da, Ciomăgești, da, de Argeș. Da, că am fost, da, Argeș, da. Are casa acolo, o salut, că sigur ne vede pe familia Postoiu. Da. Și mi-a aranjat și am ajuns militar în termen ansamblu Ciocărlia. Doamne, ce fericit eram. Da, nu se poate. Și am început turnee, spectacole, prin țară. Vai de mine, ce, asta e armată. Seara m-am dus acasă și când m-a văzut mama, a crezut că am dezertat. M-a văzut în ușă, zice... Măi, ai fugit acolo, du-te înapoi, că s-o pet. Nu, zice, așa e armata la ansamblu Ciocărlia. Acum, seara venim acasă și ziua plecăm la spectacole și la astea. Se speriase mama săraca, ce, Doamne, eu tot nu pot să n-adormi mama seara aia deloc cu gândul că eu am dezertat din armată. Da. Nicușor, vorbim la telefon și apoi continuăm povestea. Sigur. Alo? Alo? Da. M-am înnecat! Alo. Da. M-am înnecat, tu ești mai frumos cu mustață, cum te știu eu. Da. Dragă noile, ce faci, mă? Păi net pot să văd și eu și insistăm să intru în legătură cu voi. Mă bucur din suflet că ești alături de o prietenă dragă, da, de oameni iubitori de voltor și îți mulțumesc lui Dumnezeu pentru prietenia sinceră și adevărată. Te iubim. Da, cu drag, da. Și eu la fel. Da, Ion Drăgan este un coleg minunat, da, un artist adevărat, un stil frumos, un stil autentic, cum se cântă în Gorj, da, adevărat. Da. Nu vorbim de prostii, știi tu. Suntem oameni serioși. Mulțumesc de telefon, Ioane. Pe unde ești? Ești în tren? Nu, sau l-ai pierdut iar trenul? Nu. Nu l-ai pierdut, ești fericit. Fericirea e pe chipul tău. Da. Tu mereu pierde trenul, da. Când trebuie să ajung la un spectacol, pierde trenul. Ce-o fi cu el, nu știu. Ion, îți mulțumim pentru mulțumim, telefon. Ion. Îți mulțumim că ne urmărești. Într-adevăr, ceea ce spune Nicușor legat de vocea ta, am spus-o de mai multe ori și atunci când ai fost în direct, ești un interpret reprezentativ al zonei Gorjului și cred eu că pentru folclorul el românesc aparte, înseamnă foarte aparte, mult. Da. Sunt puțini, nu mai sunt care cântă în stilul lui, în genul lui, da, gorjenește, și adevărat, sunt bărbați. Foarte, și mai ales bărbați. Da, da. Dar îmi plac loviturile de glotă, știi tu? De glotă, nu de grotă. Scuză-mă. Da, bine. Mai bine vă doresc. Mulțumim frumos, Ion. Da. Doamne ajută. Doamne ajută, mulțumim, mulțumim frumos, Ion Drăgan. Sigur era într-o gară undeva. Da, și, da. În gara noastră mică. Da. El este și profesor și să știi că are succes ca și profesor. Da, da, are elevi foarte buni. Foarte buni elevi. Da? Postează pe Facebook și mă uit și tot mereu îi spun, măi, ai niște copii minunați acolo. Bravo că te ocupi de ei și ai dragostea ta de pedagog. Că îi zic eu, pedagogule. Da. Da. Da, da, foarte frumos. Așa, continuăm povestea. Continuăm. Da. Unde am rămas, că nu mai știu. Am rămas la ansamblul Ciocărlia. Da. În momentul în care, după ce te-ai întâlnit cu doamna Valeria Arnăutu, da, și da, te-ai dus în armată, iar mama, da, iar mama doamna s-a doamna Valeria speriat. M-a ajutat mult, da, foarte mult pentru începuturile mele în cariera asta de cântăreț de muzică populară, la multe emisiuni de televiziune, că era realizatoare de emisiuni de televiziune, da, Valeria Arnăutu. Da. Și mulțumesc din suflet.
tuturor celor care m-au sprijinit și au crezut în talentul meu și în nebunia asta mea, le mulțumesc din suflet că au fost alături de mine și m-au sprijinit și pentru mine înseamnă tot, le port respect totdeauna. Și după până... armată te-au angajat la ansamblu? Ce s-a întâmplat? Da. Măi, terminam armata și mă gândeam, zic, Doamne, ce am să fac eu, că nu știu ce am să fac eu, bai, plec de aici și eram cel mai fericit. În perioada aia a plecat în America, era angajată pe postul de muntenie la ansamblu, Mioara Pitulice. Da. Și-a dat demisia și a plecat în America definitiv, tare, și a rămas postul pentru zona Muntenia liber, da, vacant, cum da, se spune. A fost scos la concurs, am dat concurs, a fost concurs, iar cei toți concurenții, eu am luat concursul și am fost angajat la ansamblu artistic Ciocârlia, solist vocal, zona Muntenia. Nu face nimic, să trăiți, era domnul Turda, generalul, atunci era colonelul Turda, domnul colonel Turda era șeful... șeful Direcției de Cultură, da, din cadrul Ministerului de Interne pe vremea aia. Da, și am început viața frumoasă, m-am bucurat mult, a fost cea mai frumoasă realizare a mea, că altfel mă apucam de altă meserie, eram economist la bază, da, trebuia să-mi găsesc ceva de serviciu după armată, să muncesc, cântatul eram și eu la începuturi, așa, nu eram cunoscut. Dar așa a fost să fiu, cred că fiecare avem o soartă, da, și soarta noastră este Dumnezeu scrisă acolo, Dumnezeu, da. Te-a îndrumat, da, către... Și uite că au trecut Ciocârlia aproape 18 ani de când sunt acolo, la ansamblu artistic Ciocârlia și desfășor activitatea. Și mai acum povestim despre, da, da, activitatea de la ansamblu, iar acum, Nicușor, o să te rog să ne interpretezi alte două melodii, da, de pe albumul României la sărbătoare, Lume, lume, se dragă miești, și Inima nu vrea să îmbătrânesc. Dragii mei, în această seară, pentru dumneavoastră, Nicolae Datcu. Lai, 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 la, lai, la, de ce într-una mă vorbești? Lai, 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 la, lai, la, numai vorbe rele zici. Lai, 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 la, lai, la, inima ca să-mi urzici. Lai, 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 la, lai, la, lume, lume, dragă mea. Lai, 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 la, lai, la, lasă-mi tu viața așa. Lai, 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 la, lai, la, de cal drept sau de merg strâmb. Lai, 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 la, lai, la, eu la nimeni nu mă plâng. Lai, 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 la, lai, la, mi-a poftit. Lai, 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 la, lai, la, de toate le-am împlinit. Lai, 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 la, lai, la, nu a fost mereu ușor. Lai, 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 la, lai, la, a fost și ofta și dor. Lai, 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 la, lai, la, am muncit până am căzut. Lai, 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 la, lai, la, de la nimeni n-am cerut. Lai, 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 la, lai, la, Dumnezeu m-a ajutat. Lai, 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 la, lai, la, și de jos m-am ridicat. Lai, 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 la, lai, la, lai, 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 la, lai, la, că viața e așa frumoasă. Lai, 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 la, lai, la, și dulce ca dragostea. Lai, 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 la, lai, la, nu mi-a mără inima. Lai, 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 la, lai, la, câteodată am iubit. Lai, 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 la, lai, la, poate ce n-a trebuit. Lai, 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 la, lai, la, dar în urmă l-am lăsat. La,
lai 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 la, nici lacrimi și nici ofta, lai 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 la. Lume dragă, sora mea, lai 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 la, te rog nu mă judeca, lai 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 la, că tu nu-mi știi inima, lai 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 la, viața nu mi-o poți schimba, lai 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 la. Care bine ar mai fi dacă timpul s-ar opri, să rămân așa cum sunt, cu tinerețea mergând, ca bradul foșnind în vânt, cu drag lumii ca să cânt, să-mi ascult inima și să fac doar ce vrea ea. Eu nu pot vremea să opresc, inima nu vrea îmbătrânesc, anii mei se duc rând pe rând, așa-i viața dată la om pe pământ. Trece viața cum vrea ea, doar la inimioara mea nu-i pasă de nimic, tot iubește cât un pic, că mă știe lăcomos, după ce-i bun și frumos, că doar o viață trăiesc, bătrânețea nu-ndrăgesc. Eu nu pot vremea să opresc, inima nu vrea îmbătrânesc, anii mei se duc rând pe rând, așa-i viața dată la om pe pământ. Ce am și am mai strâns, aș da, Doamne, de ajuns, anii înapoi să-i aduc, pe unde mi-e dore să ajung, să-mi găsesc potecile, să-mi sărut mântruțele, să le ador pe manta, cum făceam în vremea mea. Eu nu pot vremea să opresc, inima nu vrea să îmbătrânesc, anii mei se duc rând pe rând, așa-i viața dată la om pe pământ. Astăzi cu prieteni stau, doar vine în pahar și beau, aș pune șaua pe murg, dar n-am unde să-l ajung. Când văd băiatul crescând și nevasta îmbătrânind, nici eu tiner nu mai sunt, la tâmple părui cărunt. Eu nu pot vremea să opresc, inima nu vrea să îmbătrânesc, anii mei se duc rând pe rând, așa-i viața dată la om pe pământ. Eu nu pot vremea să opresc,
viața dată.